tuturor celor din zodia săgetător sau aceia dintre voi care aveți ascendentul sau luna în zodia săgetător și bine v-am regăsit la citirea generală pentru perioada 16-31 iulie 2023. Și vom începe cu un mesaj din partea puterii gândului. Viitorul meu este luminos. Ce frumos a căzut pentru voi. Trăiesc acum în iubire, lumină și bucurie nemărginită. Totul este bine în lumea mea. Haideți să vedem care este energia principală pentru prima săptămână din acest interval de timp. Iar dacă vă doriți o citire personalizată, puteți să-mi lăsați un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Și avem Regina de Cupe, aveți de face cu o energie feminină, semn de apă, rac, scorpion, pești, o persoană care vă este alături, o persoană care vă încurajează sau apelați voi la o persoană care vă ajută să eliminați o teamă, o frică, o neliniște sau acolo unde v-ați sacrificat foarte mult. Poate fi vorba de multă intuiție, poate aveți de face cu un alt semn de foc, berbec, leu, săgetător. Îmi apare faptul că această energie feminină, această persoană care apare în viața voastră, va reuși să vă ajute să închideți un capitol care nu a fost benefic și vă aduce sau vă readuce puterea, curajul, încrederea, puterea de altă dată. Puteți primi un ajutor sau poate rezolvați o problemă de ordin sentimental. Da? Poate ați avut de-a face cu o persoană care nu v-a împărtășit sentimentele neapărat și parcă totul ia o întorsătură neașteptată, pentru că apare iubirea, apare dragostea care plutește în aer pentru voi sau armonia, înțelegerea. Poate fi vorba și de faptul că tot a întârziat să apară un mesaj sau comunicarea pe care ați avut-o cu oamenii din jur în ultimul timp nu a fost chiar pozitivă, da? Sau aici pot fi diferite situații care au legătură cu un apel telefonic, un mesaj scris, o scrisoare, un document, bani de hârtie sau poate fi vorba de un mesaj de dragoste pe care îl așteptați, pentru că văd mult romantism, atracție, poate fi o promovare la locul de muncă, iar acea persoană este importantă sau acea persoană apare exact când trebuie să apară pentru a vă ajuta. În a doua săptămână avem multă siguranță, stabilitate și mulțumire financiară, în primul rând. Vă văd foarte sigur pe voi, independenți, ca și cum nu duceți nicio grijă, aveți tot ceea ce aveți nevoie. Poate aveți de-a face și cu un semn de pământ, taur, fecioară, capricorn, sau cu un semn de apă, rac, scorpion, pești. O bucurie foarte mare care apare în casa voastră. Vă revedeți cu persoana iubită, rezolvați problemele legate de o casă, de un cămin, poate de o firmă sau, da, poate v-ați deschis voi o afacere și acum sunteți în așteptarea, poate să începeți munca sau aici rupeți tăcerea pentru că văd o bucurie, o celebrare care vine în viața voastră și o împlinire pe care o veți avea. E un anunț care vine așa pe nepusă masă, dar într-un sens foarte benefic pentru voi. Vă revedeți într-adevăr cu o anumită persoană sau o scrisoare care, mă rog, o veste, o situație enervantă sau o situație care v-a stresat foarte mult timp, parcă se rezolvă acum. Poate fi vorba și de faptul că voi veți depune foarte mult efort și foarte multe sacrificii veți face pentru a vă atinge un obiectiv care va fi, pentru că sunteți foarte încrezător că veți obține acele lucruri și într-adevăr așa va fi. Pentru că parcă se repară sau poate să fie și repetarea unor cicluri, că tot ați mai trecut prin acele episoade sau vă pot da anumite dureri de cap, lucrurile care se întâmplă în jurul vostru, dar toate sunt de bun augur pentru că apare bucuria, poate aveți susținerea unui prieten. Din punct de vedere amoros, văd singurătate. Ori că sunteți în contact cu o persoană în zodia fecioară, ori pur și simplu sunteți singuri, vă simțiți singuri. Sunteți în căutarea adevărului, sunteți în căutarea unor informații, de ce persoana iubită nu vă mai da niciun semn de viață în condițiile în care ați vorbit foarte multe lucruri și v-ați făcut foarte multe planuri de viitor. Că mi-apar foarte multe vorbe frumoase, pompoase, cu soluții, cu variante, că totul va fi minunat și totul nici nu se poate mai bine de atât să se întâmple. Aici mi-apare și o persoană care a apărut în viața persoane iubite, ca o rivală în dragoste, apare aici la voi.
Poate vedeți voi lucrurile foarte complicate în momentul actual și apare o îmbunătățire din punct de vedere amoros, dar cu ajutorul unei persoane tare mică în viața voastră va intra o femeie, fie că sunteți femei, fie că sunteți bărbați, care o să vă ajute tare mult să vă rezolvați toate problemele. Din punct de vedere profesional, mi-apare o stagnare. Ori că sunteți în concediu, ori nimic nu se întâmplă în mod deosebit la locul de muncă. Apar noi oportunități, vi se deschid noi drumuri, dar parcă stați și analizați totul în detaliu. Nu vă grăbiți să luați decizii. Puteți avea de-a face cu semne de foc, berbecleu săgetător, poate cu un alt săgetător, unii dintre voi, și văd că în momentul în care veți fi siguri de alegerea pe care o veți face din punct de vedere profesional, pentru că văd foarte multe discuții și un lucru care de unde primiți foarte mulți bani, pentru că poate fi un business sau poate fi un loc de muncă, de unde să aveți foarte multe beneficii sau prosperitate din punct de vedere financiar. Poate fi și o muncă grea sau unde se lucrează în ture, din câte văd. Da, sau de acasă, dar văd o împlinire, o bucurie, veți avea o reușită extraordinar de mare din punct de vedere financiar, din punct de vedere profesional. Dacă aveți un business, o să vă meargă foarte bine, sunteți acceptați acel job pe care vi-l doriți, toate lucrurile se vor clarifica din punct de vedere profesional, aveți o reușită foarte mare, norocul este de partea voastră și viitorul este garantat sau asigurat de lucrurile bune care vor veni. Din punct de vedere financiar, avem o regină de spade, poate o instituție sau o persoană care tot așa vă ajută să vă deschideți o nouă cale sau să aducă noi venituri în viața voastră, pentru că apare o răscruce de drumuri, iar voi veți alege să luptați pentru stabilitate, pentru a depăși dificultățile financiare, pentru că ați avut niște discuții sau niște certuri au fost aici legate de niște bani. Și din cauza unei femei, sau este vorba de o persoană de la lege, de lege, bârfie mi-apar, persoană rea. O persoană rea care v-a provocat o pagubă pe bani. Voi sunteți înconjurați de energii feminine în perioada următoare. O femeie vă ajută și o femeie vă încurcă. De asta vă zic, e o situație foarte interesantă. Sau acea persoană care v-a făcut foarte mult rău în trecut, acum vine și parcă își recâștigă, cum ar veni, vă recâștigă încrederea sau îndreaptă lucrurile față de voi. Văd o falsitate aici sau o persoană foarte mândră, foarte orgolioasă, care încearcă să fie mai presus decât voi din punct de vedere financiar, dar văd totuși faptul că luptați pentru a depăși dificultăți și veți reuși. Pe sănătate stați foarte bine pentru că aveți lumea, ați trecut printr-o perioadă grea, dar ați depășit-o, se vede clar recuperarea. Aveți nevoie de concediu, aveți nevoie de o pauză voi și ce va îngrijora foarte mult are legătură cu relația în sine. Dar văd bucurii, bucurii mari care vin pe sănătate, după o perioadă în care, într-adevăr, ați depășit un moment greu tare. Ați fost foarte îngrijorați de problema cuiva de sănătate sau chiar voi nu v-ați simțit foarte bine. Provocarea vine cu cinciul de cupe, un regret sau dezamăgire, multă dezamăgire prin care treceți din cauza unei trădări sau faptul că vă sacrificați foarte mult pentru binele tuturor și nu sunt răsplătite aceste lucruri, sau poate cineva v-a pus bețe roate și a împiedicat realizarea unor lucruri sau să vină către voi un rezultat, un document, dar se pare că această situație o depășiți pentru că apare un contract, o colaborare, o promisiune, ceva foarte benefic care vine către voi și aduce o stabilitate. Aflați de falsitatea cuiva care v-a creat multe obstacole. Din cauza cuiva, într-adevăr, și s-au întâmplat toate lucrurile acestea, poate are legătură chiar și cu persoana iubită. Dar oricine ar fi această persoană, să știți că o veți descoperi. Și apare o oportunitate din altă direcție. Puteți avea de-a face cu semne de aer, gemeni, balanță, vărsător, cu semne de apă, scorpion, pești. Surpriza vine prin șaptele de spade, ceea ce înseamnă că voi vă veți urmări propriul interes și o să fiți foarte atenți. Da, șapte de spade, clarificat de șapte de spade. Clar, aici e vorba de trădarea cuiva, de minciuni, de manipulare. Persoană fără scrupule care a încercat să vă creeze multe probleme sau pagube. V-a dus pe o cale greșită, a comunicat, vorbit urât, mă rog, nu urât.
a procedat greșit față de dumneavoastră și chiar ați avut încredere și văd că vă îndepărtați de acea energie. Sau e vorba de o trădare amoroasă, dar văd că veți avea o bucurie mare care va veni și este soarta voastră. Trebuie să vă urmăriți propriul interes, asta e clar, pentru a avea acest succes. Și văd într-adevăr că vine către voi o femeie cu intenții foarte bune, sau mă rog, o persoană, dacă sunteți bărbați, e o femeie, dacă sunteți femeie, este un bărbat care are grijă așa să vă mulțumească, să aducă ceva benefic, e o surpriză, e o surpriză garantată care vine din planul amoros, dar și în legătură cu o situație din viața de zi cu zi pe care o veți clarifica. Sfatul vine cu judecata, să iertați și veți fi și voi iertați. Mi-apare iertarea, căința, nevoia de a vă elibera, de a avea încredere, de a fi puternici, că totul va fi bine în cele din urmă. Da, sunt greșeli care se plătesc aici la voi. Ați crezut în foarte multe persoane și văd că acum în sfârșit aflați adevărul. Dificultățile prin care ați trecut, gelozie, multă supărare, persoană egoistă. Cred că aflați de adevăratele intenții a cuiva, dar să știți că veți fi ajutați, pentru că există o persoană care vă va deschide ochii, pentru că e posibil persoana care vă rănește sau care vă greșește foarte mult, voi, să o vedeți ca fiind o persoană bună care n-ar avea nicio secundă intenția aceasta și de fapt asta are în gând, iar voi o veți descoperi. Oameni buni, cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi, vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!